Hei, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cam da, cu poftiți, frică! Poftiți. Wow! Dar de unde ați aterizat? Wow! Păreți venit din altă parte. Căzut da, din sunt lună. De la Sibiu. Căzut din lună. Ok. Dar la Sibiu așa se vorbește încet? Se vorbește spre rar? Deloc? Poate nu merge. Merge, mă! Merge. Cum te cheamă? Numele meu este Borteș Silviu Ioan. Cu ce te ocupi? Ce-i cu tine? De unde ai venit? Adică parcă ai picat așa de pe altă planetă. Cu ce te ocupi? Dar vorbește omule! De unde am... Și întrebarea e complicată. Câți ani ai? Cu ce te ocupi? Da, noi, fiecare dintre noi nu știm de ce existăm, dar putem... Nu, eu am pus o întrebare foarte simplă. Da. Cu ce te ocupi și câți ani ai? Am 28 de ani și sunt consultant financiar și fac și masaj. Masaj financiar. Ai venit să cânți, nu? Da. Ești sigur? Simi. Nu, dar ești sigur? Simi, ești sigur? Te rog. De ce ezită la fiecare răspuns? Cel puțin acasă îmi place foarte mult să cânt și am zis să nu mă bucur doar eu, poate din bucuria mea, să vă bucurați și voi. Simte-te ca acasă. Tot la fel de rar și cânți? Cânți o piesă lentă? Nu. Piesa asta am ales-o... Te rugăm măcar să stai pe timp, știi? De asta îmi țin rar ca să aibă piesa destul la viteză. La viteză? Hai! Hai la viteză! Destul la viteză! La viteză! Dă-i frumos! Asta e. Ieri m-am întâlnit cu o fată care mi-a zâmbit frumos. Am intrat puțin în vorbă și am fost politicos. Ea m-a invitat acasă, sorbim câte o cafea. Nu-i place, dar când mă obiam la geam, îmi apare cineva și strigă Veta. Mi-ai stricat ghiuveta. Zi-mă cum e. Și strigă Veta. Cât-i de ciudat. Mi-ai stricat ghiuveta. Dar interesant ciudat. Ia adu-mă sunt de mână și mi-a șoptit repejat. S-o lăsăm pe altă dată care oră la coavuri. I-am zis hei, hei, s-o lăsăm pe mâine dacă vrei. Hai. Am sunat a doua zi matinal la telefon. I-am mărturisit că eu sunt atins de cupidon. Seara doar noi doi în sală la un film despre amor. Dar când s-o cuprind în brațe se aude în difuzor. Îmi strigă Veta. Mi-ai stricat din Veta. Și strigă Veta. Mi-ai stricat ghiuveta. O, Doamne. Ea acum m-a strâns de mână și mi-a șoptire pe joc. S-o lăsăm pe altă dată care oră la coafor. Și am zis hei, hei, s-o lăsăm pe mâine dacă vrei. S-o lăsăm pe mâine dacă vrei. S-o lăsăm pe mâine dacă vrei. Păi, Silviu, sunt bulversat, definitiv. Îți mărturisesc că nu înțeleg. Fiți atent. Da, melodia e română. Deci eu încerc... Da, mă, am înțeles că e român. Melodia e română, da. O precizare importantă. Wow. Fantastic. Eu încerc să-mi dau seama dacă e pe bure sau e la mișto. De să ghicesc. Tu așa ești în realitate? Da. Mă vedeți, așa că există realitatea asta. Dacă asta e un rol, meriți Oscar. Dar dacă chiar ești așa, atunci mi-e simpatic. Băi, Silviu, ce să zic? Vrei să zic despre voce? Vrei să zic despre... Da, despre voce, că până acum nu pot să cred toate persoanele care mi-au zis că am cântat bine sau rău și am zis... Păi toate nu, dar măcar jumate. Păi... Nu știu, mă, Silviule. O lăsăm pe mâine, dacă vrei. Mâine? Vrei să mai vină și mâine? Adică ai fost mai atent la mișcările... tale, nehotărâte, la fel ca și exprimarea în vorbă. Nu știai dacă să dai din genunchi ca Ștefan, dacă să dai din cap ca Elvis. Nu m-am gândit. Corpul mișcă aiurea. Auzi? Iubita ta nu se supără că ești așa lent? Nu? Nu! Durează mult! Nu știu. Ce? Ce durează? Că n-apucă să înceapă, Andrei. Orice, durează mult. N-apucă să înceapă. N-apucă să înceapă. Deci, Silviu, tu cânți cum vorbești. Să știi că ai ureche muzicală. Și cânți frumos. Ah, dar nu prea cânți. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare.
Se supără iubita sau nu? Se supără. Hai să facem ceva, poate ne grăbim un pic. Vă rog, spuneți-i să nu se mai supere. Îi spune, nu te mai supăra, te rog, e lent, acceptă-l așa cum e. Poate la un moment dat o să se schimbe, dar nu cred. Mulțumesc. Hai să zicem și un verdict, că-s curios. Moga. Bă, eu îți dau un nu simpatic. N-am ce să... Carlos. Cu toată predispunerea mea și simpatia pentru ciudații pozitivi, votul meu este nu pentru astăzi. Raluca. Votul meu este nu. Silviu, astăzi n-a fost bine, s-o lăsăm pe mâine, dacă vrei. Vezi, am zis. Cu 4 de nu, poate ne vedem în altă zi. Îți mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Salut. Salut. O zi frumoasă. O zi frumoasă. Pa, pa. Sunt mai confuz decât înainte. N-am înțeles nimic. Ce ai făcut, Silviu? Ce ai făcut? Abia aștept să văd și eu ce am făcut. Nu știu ce am făcut. S-au dat jurații 4 de nu? Da.